Și ca să facem și un gag și mai bun și mai tare și mai culminant, am plecat de la mine din județ ca să fac nu știu ce și nu știu cum și am rămas în acest județ și m-am adaptat și nu știu, m-am adaptat și m-am înfiat și nu știu cum și nu știu ce. Și mi-au dat și loc de muncă și nu știu ce și nu știu cum și și am ajuns, uite, sus de tot, sus. Bun, și am ajuns sus de tot, da? Și după ce ai ajuns sus de tot, vă rog să-mi puneți această harta acestui județ pe care m-a adoptat și pe care l-am adoptat la sân, mai ceva ca un copil, așa, mâine poi mâine se întâmplă o nenorocire. Nu mai vor ai mei prahoveni care m-au înfiat și care i-am condus să mai muncească. Ce să fac? Mă întorc acasă și le spun, am nevoie de oameni și nu știu ce, vă dau locuri de muncă și toate astea, uite colo, te duci colo, te duci colo, te duci colo, te duci colo. Da? După care, și mai spui că avem și o mașină de navetă, da? Și vă mai decontează și nu știu ce, și vă mai decontează și nu știu mai cum, și vă mai decontează și nu știu mai ce, și vă mai decontează și nu știu mai cum, și afumă ca pe cârnați? Și ajunge ca și nu știu cine, ca ăla de acolo și nu știu ce. Aoleu, mâine, poi mâine ne strigă lumea. Ia uite țiganul, ia uite țiganul, țiganul, ia uite. Îmi trebuie mie țigan de ăsta în firmă. Așa, după care, mâine, poi mâine, ia uite frate, am plecat de acolo, pune gris și nu știu ce. Și mă întorc aici. Cum? Chiar aici, da, în acest birou am luat aceste decizii importante și am pus harta județului și nu știu ce. Nu puteți să-mi faceți așa ceva, sunt o persoană foarte importantă. Am luat decizii mărețe. Peste tot am făcut numai bine, nu rău. Nu v-am dat vouă locuri de muncă, nu v-am făcut nu știu ce, nu v-am nu știu ce, nu v-am nu știu ce, am făcut adresa, am nu știu ce, am nu știu ce, nu știu cum, nu știu, făcut nu știu ce.